Un subofițer al penitenciarului Bistrița a ajuns la spital în urma unui accident de circulație. Acesta a fost victima unui șofer imprudent care a efectuat o manevră de depășire fără să se asigure și a intrat frontal în mașina condusă de subofițer. Accidentul a avut loc pe drumul național 17, cel care face legătura între orașele Bistrița și Năsăud. Un șofer imprudent s-a angajat în depășirea unui autobuz plin cu oameni. Acesta nu a observat că din sens opus venea o altă mașină și a intrat frontal în ea. În urma impactului, ambele autoturisme au ieșit în decor, iar mașina a cărui șofer se face vinovat de producerea accidentului a ajuns cu roțile în sus. La fața locului au intervenit o echipă de la descarcerare și două echipaje smurd. Noi doar am acționat pentru preluarea lor și transportarea la cea mai apropiată unitate spitalicească. Despre cei doi șoferi se poate spune doar atât. Au avut mare noroc că au scăpat cu viață. O bubuitură plin de praf, toată lumea în autobuz o dat unul peste altul, o căzut din frâna aia bruscă și atâta tot. La fața locului, polițiștii au desfășurat o anchetă. Șoferul vinovat se va alege cu dosar penal pentru vătămare corporală și distrugere. O depășire neregulamentară, o pătrundere pe contrasens, impact frontal și răsturnarea celor două mașini. Cei doi șoferi au ajuns la spital, unde vor rămâne pentru investigații de specialitate. Pacientul din mașina răsturnată cu roțile în sus este stabil hemodinamic, fără leziuni care să-i pună viața în pericol, prezintă doar o fractură de claviculă, iar pacientul din celălalt autoturism prezintă fracturi costale cu pneumotorace minim pe partea stângă, în rest fără alte leziuni care să-i pună viața în pericol.